Atât ieri cât și astăzi, persoanele care participă la cursul de formare profesională pentru a deveni coafeze s-au ocupat ca vârstnicele din căminul de bătrâni să fie aranjate. Acțiunea caritabilă a avut loc din inițiativa conducerii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cadrul programului nostru de formare profesională avem programate cursuri de coafor și frizer și am demarat un parteneriat împreună cu Căminul de Bătrâni ca în programul de practică a cursanților noștri să venim să ajutăm doamnele de aici să își facă o coafură nouă și cu această ocazie, fiind și ziua de 8 martie, am vrut să aducem un zâmbet și o bucurie pe fața doamnelor internate la acest sămin de bătrâni. În frumusețarea doamnelor a fost organizată în cadrul orelor de practică ale cursantelor și este prilejuită de Ziua Femeii.